acest media și news quiz care are întrebări din și din showbiz și generale. Ia să vedem, uite, începem cu cele generale. Ia zi-mi care este ultimul serial pe care l-ai văzut cap-coadă. Nu m-am mai uitat la seriale de mult. Nu? Să zic că m-am uitat la Supernatural ultima dată. Ok. Zi-mi un pic, care este mâncarea ta preferată? Mănânc cu plăcere de toate. Dar am o mică plecare către tot ce înseamnă carne de pui. Eu sunt sigur că Irina știe care e mâncarea ta preferată, nu? Da, sigur că da. Ok, zi-mi un pic, care este animalul de care ți este frică? Am văzut, mie de urs mi este frică pentru că fiind din Brașov și mergând de multe ori pe Tâmpa, am avut ocazia să nu să mă întâlnesc cu ursul în față, dar să fiu pe aproape. Ok. Dintre Star Wars și Star Trek, care este franciza preferată? Nu aș putea să zic. Nu? Nu ești un consumator de SF? Țin minte când eram copil că se difuzau pe televizoarele al negru imediat după Revoluție filmul cu nava Enterprise. Star Trek-ul. Star Trek. Deci aș părea pe asta pentru că pe asta am văzut-o. Ai un supererou preferat? E greu de zis, nu dintre cei comerciali. Surprinde-mă cu răspunsul tău. Care e? Uite, pe mine mă cheamă Vlad, pe tine te cheamă Mircea, suntem doi voievozi aici în emisiune, aș putea să merg pe asta. Dar uite, când eram mic, în clasele gimnaziale, am reușit să scriu o carte, după prima carte de poezii, Poeziile copilăriei, Măturoiul fermecat. Întâmplător, în ziua în care am scris, deci era 31 decembrie 99, în ziua în care am scris Măturoiul fermecat, am cumpărat și chitara din banii de colindat din acel an. Prima mea chitară roșie de la Hora, chitară Musician, luată de la Magazinul Universal din Brașov, mă rog, detalii. Și în povestea asta, care tot dintr-un vis se trecea, deci visasem copil fiind tot felul de întâmplări în noaptea respectivă și când m-am trezit și în ziua următoare le-am pus pe hârtie, bineînțeles modificând și scoțând o poveste din asta. În Măturoiul fermecat este eroul principal Mărgărit, un om sărac care se îndrăgostește de fata împăratului și trece printr-o mulțime de probe, din toate scoțându-l faptul că cineva îi dăruiește o mătură zburătoare. Era în 1999. Deci, după aceea, la câțiva ani distanță, am primit primele cărți cu Harry Potter și mă gândeam cum au putut ăștia să aibă atâta succes doar pentru că au scris în engleză, când eu cu 2-3 ani înainte scrisese Măturoiul fermecat, un băiat pe mătură care face tot felul de întâmplări fantastice, este eroul meu, să zic Mărgărit, nu Harry Potter. Ok, dintre X-Factor și Vocea României, care, ce format îți place mai mult? N-aș putea să zic. Bun, hai să mergem la umor atunci. Divertis și Vacanța Mare. Care îți favorezi? Divertis. Da? Divertis. Mi-a plăcut de toți din Divertis, dar l-am urmărit și pe Ioan Ghiuri Pascu, cu atât mai mult cu cât din Agnita este Sibian de-al nostru, să zic așa, da, de județ, coleg de județ. Și a avut treabă și cu muzica. A scris multe. Care este primul album pe care l-ai cumpărat cu banii tăi? Să știi că m-am gândit la întrebarea asta, nu mai amintesc foarte bine, dar oscilez între Pasul Colibri. Aici așa de tot de la tine de pe Facebook. Nu sunt primele. Nu sunt primele. Nu sunt okay, bun, dar am zis pe care le-am găsit mai târziu. Deci între Pasăra Colibri și Mihai Constantinescu. Una din ele și primul CD, țin minte că a fost Ducu Berții. Într-o perioadă în care nu aveam CD player acasă, 2002-2003, dar aveam calculator. Și m-am luat CD player, unul dintre CD,
dintre CD-urile lui Ducu Berții pe care l-am ascultat pe CD-ROM, pe CD-ROM-ul calculatorului. Deschideam unitatea centrală, puneam CD-ul și băgam boxele direct în locașul CD-ROM-ului. Că nu aveam placă de sunet. Era ceva foarte tare pe vremea aia, dar măcar se învârtea discul. Primul concert la care ai fost și ai plătit bilet? La care am și plătit bilet? Ah, ok. Acum am fost la multe concerte, începând cu cele din Piața Sfatului, dar astea erau gratuite la Brașov. Un artist sau o trupă la care am plătit bilet, cred că tot pentru Mircea Baniciu și Ada Milea la Teatrul Gong din Sibiu prima dată. Ok. Instrument preferat în afară de chitară? Înainte să fiu chitarist, mă atragea și chiar aș fi vrut să învăț pian. Dacă e să poți alege solo sau formație, în ce? Cum îți place să cânti? Mai mult singur sau și acompaniat de o trupă? Fiind folkist, îți dai seama că sunt un om cu o chitară și încerc să fac totul singur. Dar am avut ocazia de câteva ori să am în spate o chitară bas, o baterie de tobe și mi-a plăcut foarte mult. Și lucrul pentru care mi-a plăcut Sibiu Guitar Meeting cel mai mult a fost că sentimentul ăla de fuziune colectivă, deci practic de orchestră, de orchestră umană, în care toți am fost într-un cuget și într-o simțire și am cântat același lucru. Mi-a plăcut foarte mult. Dar ca să cânt cu o formație a trebuit să repet foarte mult, pentru că așa m-am dezvoltat eu în formatul un om o chitară și trebuie să învăț munca în echipă. N-am avut până acum ocazia foarte mult să repet cu o formație. N-aș exclude posibilitatea, totuși, mi-ar plăcea. Da, uite, ultimele două întrebări la quizul ăsta. Ce hit ai fi vrut să-l compui tu? Au fost foarte multe cântece care mi-au marcat copilăria. Mi-a plăcut un cântec de Ana Maria, Ochii tăi. Când okay. E dor de ochii tăi. Da, Ana Maria, din Cluj. Țin minte că întâmplător avea în videoclipul acela care se dădea pe televiziuni, avea chitară din aceea roșie de care mi-am cumpărat eu prima dată cu banii de colindat. Deci chitară Cora roșie. Bun. N-am luat-o în amintirea ei, că ea s-a lansat mai târziu, la un an de distanță. Ok. Fă-mi un top 3 de piese preferate pe care le-a scus la orice oră. Din folk. Din folkul românesc. Ce vrei tu? Păi, numai folk asculți. Bine, ascult și altele, dar în general ce produc ai așa ascult. Nu vrei să-ți sperii fanii, nu? Că, băi, Vlad... Fără petale de Doru Stănculescu, okay. Nebunul de alba lui Emeric Imre și Cu lupia la oaltă de Adi Bezna. Bun, ăsta a fost Media News Quiz cu Vlad. Hai să